Viața are prioritate pentru medici, indiferent de riscurile la care se expun. O dovadă vine acum de la Oradea, unde o echipă medicală a participat la prelevarea organelor unui pacient aflat în moarte cerebrală. Familia bărbatului de 48 de ani a fost de acord cu donarea. Prelevarea a fost mai deosebită pentru că trebuie să ne luăm toate măsurile de biovigilență. În primul rând, toată echipa de prelevare, absolut deci au fost doi chirurgi din București împreună cu asistentă, au fost testați de coronavirus. La fel și echipa din Oradea. Am avut suportul managementului spitalului și, mă rog, șansa de a îngriji acești pacienți în moarte cerebrală și de a oferi totuși o speranță de viață și o formă de normalitate în această situație foarte, foarte dificilă. Raza de speranță s-a îndreptat acum spre trei pacienți a căror viață depindea de un transplant. Ficatul a fost transplantat la Institutul Fundeni din Capitală, iar inichi la două femei internate la Spitalul Parhon din Iași. Donatorul cadaveric este considerat o urgență și de aceea continuăm activitatea de transplant. Suntem singurul centru din România care mai face în acest moment transplant renal. Intervențiile au decurs ca de obicei, au durat 4-5 ore, au avut implicați mai multe echipe de medici, terapie intensivă și tot blocul operator. Nu au fost incidente în cursul intervențiilor, totul a decurs normal. Atât pacientele cât și cadrele medicale din Iași au fost testate pentru coronavirus înainte de operații.